Am fost noi la cumpărături împreună. Ea încă doarme. Titortulețul. Aveți pălării? Da. Happy birthday to you. Mi-am pus o vopsea în păr. Am venit noi două la brunch, cafetele. Și așa îmi arată părul. Ce surpriză frumoasă ne-a venit astăzi prin poștă. Am reușit să-mi fac niște bucle. Luna, foto. Foto, Luna. Luna, foto. Uai, nu cred. Ninge. Cum e, mami? Ninge, ninge. Îl va pe ursul polar? Hai. Hello! Ce mai faceți voi? Sper că sunteți bine. Vreau să vă mulțumesc pentru reacțiile frumoase și pline de căldură de la primul meu vlog de pe anul ăsta, după ce am lipsit un an și ceva. Mulțumesc pentru toate urările și pentru toate gândurile bune. Și mă gândeam astăzi să încep un nou vloguleț. Suntem la câteva zile după ce l-am terminat pe celălalt. Pentru că urmează câteva activități așa mai drăguțe în perioada care vine. Azi e miercuri, mâine este ziua lui Horia și am pregătit câteva surprizuțe. Sâmbătă mergem la o ședință foto de Crăciun. Duminică mergem la un parc cu luminițe așa foarte frumos amenajat, cred că de Crăciun, duminică seara chiar. Și sper să fie frumos și da, mă gândeam să vă iau și pe voi cu noi. Și acum, numai ce m-am întors de la serviciu, am fost până la firmă, pentru că aici în Anglia, pe durata concediului de maternitate, ai dreptul să faci 10 întâlniri keep in touch, le zice, keep in touch days, cu angajatorul, cu diferite persoane din compania pentru care lucrezi, care sunt plătite la salariul de o zi. Și care te ajută să rămâi, să păstrezi legătura cu angajatorul, dar și ca și persoană în concediu de maternitate te ajută pentru că te plătește ca și pentru o zi lucrată, mai ales în ultima parte a concediului, care este neplătit. Depinde de companie, prima parte a concediului maternal este plătit ori un procentaj, ori 100% din salariu. Iar până la 9 luni ajută și statul cu o indemnizație care e destul de mică, în jur de 700 de lire sau 600 și ceva de lire pe lună, care este stas la orice persoană care a fost angajată înainte să iasă în maternal. Și na, pe lângă asta, angajatorul poate să adauge ca și beneficiu cât vrea el. Eu am norocul, adică este destul de bine aici la firmă, la mine, unde lucrez, că m-am plătit 100% 6 luni de zile. După aia, următoarele 3 luni au fost indemnizația asta de la stat și ultimele 3 luni din maternal sunt neplătite. Și de aceea, acum ajută foarte mult, mai ales să mai fac întâlniri din astea de păstrat legătura, care să fie plătite. Și mai am câteva de făcut, dar le mai fac și online. Și astăzi am mers până în birou, am mai schimbat o vorbă cu unii alții, cu colegii. Și a fost drăguț și acum m-am întors, i-am dat lui Horia pauză să se ducă să se relaxeze un pic și i-am dat cina lui Emma, i-am făcut niște cereale și niște fructe și acum am zis că stă și se joacă aici așa în țar cu ei, cu mințică, câteva minute să pot să fac eu introducerea asta. Da, și cam asta vom face în vlogulețul ăsta, o să mai inserez și momente așa haioase cu Emma, cu ce mai face nou, cum ne mai distrăm pe aici și da, ne vedem mai încolo. Hello! Cine e acolo? Așa, le arăți cum știi tu să faci aplauze? Aplauze, vă rog! Aplauze, vă rog! Da! Hai că s-a făcut târziu, este ora 10. Emma doarme bine cu tăticii cu ei. Inițial am zis că mă duc la not astăzi, dar mâine ziua lui Horia și am vrut eu neapărat să-i fac un tort. Îi place lui o prăjiturică ce și-o ia de la Costa, de la cafenea. Bakewell tart, îi zice. E așa ca o tartă cu micuță, cu
gem de cireșe și cu ceva strat de migdale și un strat așa de sos de zahăr, sau cum se zic, un veliș de zahăr și îi place mult și am zis că îi fac un tort de genul ăsta. Am găsit o rețetă pe BBC Good Food și blatul este la cuptor. Cred că mai are un pic și e gata. Și aici am pregătit un buttercream, o cremă din asta cu unt și cu zahăr. Aici e crema aia de pus pe deasupra. Începe să se întărească, dar o mai frec eu un pic. Aici e umplutura cu cireșe, am pus și gem și cireșe decongelate și am făcut și un sirop de așa, apă cu zahăr, ca să nu fie aluatul, să nu fie blatul așa de uscat. Și asta mică tot stă pe aici, prin picioarele mele, poate pică ceva, cu două picioare. Lunițică lui mama și cumpă. Da, și abia aștept să sărbătorim mâine. El se duce la birou mâine că au ceva quiz de Crăciun și se îmbracă într-un, cum îl cheamă, pullover din ăsta de Crăciun și își pune globuri în barbă. Sper să apuc să-l filmez, să vă arăt. Și când vine acasă vreau să tăiem tortul și să sărbătorim un pic. Ne-am pregătit și niște cadouașe din partea Emei. I-am luat o cărticică de la Osborne cu mașinuțe din astea de săpat. Dacă v-ați uitat voi pe la vlogurile mele din Noua Zeelandă, când am fost noi acum câțiva ani împreună, a fost el foarte bucuros să se dea cu niște basculante din astea de săpat, cum le zice. Nu mai știu, alea cu pick-up, cu tot felul. Și știu că îi plac. Și cartea asta mi s-a părut super faină să fie așa de la Emma, să zică, uite, tati, ți-am luat o carte să-mi citești, să ne jucăm împreună. Și cu sunete și cu tot felul de imagini. Și am zis că e drăguț să fie din partea ei. Din partea mea i-am luat, dacă știți, pe YouTube și pe Instagram, pe Mimi și Alex Icon. Eu îi urmăresc de foarte mult timp. Îmi place foarte mult de ei și au compania asta Intelligent Change, care au făcut și 5 Minute Journal și tot felul de alte produse din astea așa mai de productivitate, de recunoștință, mai educativ așa, mai de wellness, să zic așa. Și au scos niște seturi cu niște cartonașe pe care sunt tot felul de întrebări, pe unele chiar provocări. Și sunt pe diferite teme. Sunt pentru toată familia, sunt pentru copii, pentru colegi de muncă și este o variantă pentru cuplu. Și am luat chestia asta să, nu știu, când o să avem noi timp să ne jucăm împreună, să ne mai punem câte o întrebare din asta, să ne dea de gândit, să ne apropie, dar mi s-a părut un cadou așa drăguț pentru el din partea mea. Și da, câte o felicitare de la mine și de la Emma plus Luna și o cutie mare de Toffifee, de fapt un box de cutii de Toffifee, pentru că e obsedat în ultimele săptămâni de ciocolată Toffifee. Da, și sper să-i se pară drăguț. Și acum o să scot blatul, îl pun la răcit și mă relaxez un pic până se răcește, după aia îl asamblez și îl bag la frigider. Și noi cred că ne vedem mâine. Bye bye. Cucu! Haide, mama. Haide. Haide, haide. Da, 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 da. Da, 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 da. Da. Da, 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 da. Da, 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 da. Așa. Da, mama. Peek-a-boo! E bună? E bună, buluța? Hello! Hello, hello, hello! Haide, 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 haide! Am fost noi la cumpărături împreună? Da? Am fost la cumpărături la M&S? Ți-am cumpărat bunătățuri? Da, iubirea mea! Mergem la mașină și mergem acasă! Scumpicica mică a dormit în mașină. Da, cred că o să o transfer în pat, că s-a mai întâmplat așa și a continuat să doarmă.
că n-aș vrea să fac un somn prea scurt acum, că va fi singurul somn pe ziua de azi, că altfel se va face prea târziu și o să o duc în casă. Da, am fost la Mini Monkeys, la locul acela de joacă, de fapt clasa aia pentru bebeluși. Și după aia am fost la un Marks & Spencer, că am pus eu o comandă pentru un training pentru Horea de ziua lui. Și am mers să o preiau și am luat și o jachetă din asta de puf, de care îmi plac mie, așa super lightweight. Și sper să-i placă și să nu mă certe, că de obicei mă ceartă când iau haine fără să-l întreb. Dar acum am zis că o să fie de ziua lui slash de Crăciun. Și sper să fie ok. Și dacă nu-i place, o să o returnez și gata. Da, și azi e ziua lui. Aseară am pregătit tortul, după cum ați văzut. A ieșit ok, doar că mi-a ieșit tot un 3 sfert de umplutură. Am pus foarte multă umplutură și când am pus capacul, partea a doua de tort, a presat umplutura și a ieșit destul de mult afară. Dar l-am curățat cum am putut și am pus fulgi de cocos în jur, și am pus fulgi de migdale în jur, o să-l vedeți un pic mai încolo. Și a ieșit cât de cât ok. Nu sunt eu foarte răbdătoare la decorat torturi, deși asta era treaba mea când eram mică. Mă punea mama să decorez prăjiturile și torturile, că ea nu mai avea chef, adică nu mai avea energie, săraca. Și, dar se pare că nici eu nu prea am răbdare la asta. Am răbdare să fac compoziția, să pun la cuptor, să stau după ea, dar când e să mai și decorez treburile, nu prea mai am chef. Dar sper măcar să fie bun la gust, cred că e foarte, foarte dulce. Cred că trebuia să pun mai puțin zahăr decât scria prin rețetă, dar asta este. Și ele la serviciu astăzi, că au Christmas Jumper Day și Christmas Quiz, ceva de genul. Și o să vină mai pe seara acasă și o să îi dăm cadourile și o să tăiem tortul. Ah, și vreau să fac și ceva bun de mâncare. Am văzut la prăjitură la o rețetă de piept de pui crocant la cuptor cu un fulgi de porumb. Și mă gândeam să fac, că lui sigur îi place acum puiul crocant, nu mai e vegetarian, s-a lăsat de vegetarianism și acum mănâncă și carne. Și da, o să fac pui din ăsta la cuptor cu piure și o să mâncăm toți și va fi bun. Da, ne auzim mai încolo. Mă duc să transfer copilul sus în pat. Bye, bye! Ce mănâncă fetița bun? Mănânci omletă și kiwi și cașcaval, da, și Luna, hai de jos, jos, hai jos, Tsukimic, Tsukimica, dragă mică, da. I-am pregătit un nou așa omletă cu un pic de ricotta. Și până i-am făcut, era fumică și am pus un pic de cașcaval și cu un pic de kiwi. Și ăsta e prânzul pe astăzi. Yummy! S-a întâmplat un timing perfect. Până la urmă s-a trezit Emma când am scos-o din mașină și nu mai a vrut să doarmă. Așa că am mai stat un pic, i-am dat să mănânce. Ați văzut că am luat prânzul. Și pe la 4 am pus-o să se culce. Am stat un pic cu ea și după am plecat de lângă ea și ea încă doarme. E 5:30 și încă doarme, ceea ce e foarte bine pentru că probabil era foarte obosită și de-aia a reușit să-și mai conecteze ciclurile de somn, că de obicei se trezește când se vede acolo singură în pătuț. Și Horea n-a ajuns încă de la lucru, dar am apucat să fac așa un mic setup, am întins masa mare și o să luăm cina toți trei. Am pregătit tortulețul cu lumânări. Nu e cel mai aspectuos tort din lume, dar sper să fie bun la gust. Și toate cadourile. Aici am făcut piureul și l-am lăsat să stea cald. Am
în crockpot, sper să nu se prindă de oală. Și aici s-au făcut șnițelele la cuptor, adică puiul crocant în crustă de porumb. Dar l-am lăsat așa să stea și ele la cald. Și o să purtăm și coifuri din astea. Am luat pentru toți trei, toți patru, pardon, și pentru Luna. Și acum aștept să se trezească Emma și să ajungă Horea acasă, sărbătoritul zilei. Și da, mă bucur că mi-a ieșit planul așa de bine, nici nu mă așteptam să doarmă Emma așa de mult și să pot eu să fac tot ce e de făcut așa în liniște. Bine, vorba vine în liniște, că tot eram cu ochii pe monitor să văd dacă se trezește, dar da, am apucat să fac totul. Și acum așteptăm. La mulți ani! Da, la mulți ani, la mulți ani! Luna, gata, mamă, gata, păi, gata, 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 gata. Nu, 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 mai, wow, mai. Hello! Hello, dragă mea! Hello! La mulți ani, tati! Prima zi de naștere, voi, micica! Prima zi de naștere! La 30 și... ceva de ani. Da. Cinci. Ai și pălării? Da. Hai să dăm jos. Aveți și pălării? Da. Hai să mâncăm, că mie mi-e foame. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear daddy. Happy birthday to you. Yeah! Hai, puneți-o la dorință și să-l luăm. Ai plămâni bun, tati. Hai că mai trecut o zi. S-a bucurat foarte mult Horea de surpriză. Am luat cina în familie și a fost tare drăguț, doar noi cu fetele. Și am povestit și am mâncat un gric bună. Au ieșit toate foarte bune, inclusiv tortul. Foarte dulce, dar bun la gust. Și pentru că Horea a culcat-o pe Emma și ține de pază, am venit și mi-am pus o vopsea în păr, pentru că nu cred că aș mai avea când să-mi vopsesc părul până sâmbătă la ședința foto și aș vrea să fie nice and fresh și vreau să mi-l închid un pic la culoare acum. Am experimentat cu diferite variante. Până acum ceva timp făceam chestia asta în doi pași, îmi decoloram rădăcinile și după aia puneam o nuanță așa de nouă, blond cam de nouă, la rădăcină să fie un pic natural și 10 pe rest. Dar procesul ăsta am luat vreo 4 ore cu totul și nu am 4 ore tot la... adică n-am chef să petrec atâta tot la o lună jumate. Și apoi am încercat cu vopsea permanentă pe rădăcini, cu 9 sau cu 8, dar rădăcinile mele sunt destul de închise și mi-eșa prea roșiatică culoarea. Am mai încercat și cu 7 și a ieșit ok ca și culoare, doar că un pic am închisă pentru gustul meu, dar ăsta e compromisul pe care trebuie să-l fac dacă nu vreau o culoare prea roșiatică la rădăcini. Așa că pe rădăcini mi-am pus garnierul ăsta numărul 7, Dark Blonde, și pe restul părului am pus 8.11 Light Ashy Blonde. Eu de obicei mă făceam cu un 10 ashy pe lungimi, dar v-am zis, am vrut să îl închid un pic la culoare ca să nu fie diferența așa de mare între rădăcină și restul părului. Și sunt curioasă cum o să iasă, cum o să fie. Am pus 2 cutii la rădăcină, pentru că au foarte gramaj foarte mic. Au tot micșora gramajele la vopselele astea din comerț și nu sunt chiar ieftine. Dar, na, în fine. Și aveam doar o culoare, doar o cutie de 8. Și am combinat-o cu o mască din asta, cu un balsam care vine tot cu culoarea. Și mă gândeam că așa numai bine se uniformizează mai bine, că am, na, destul de mult păr și poate nu ar fi ajuns și poate și hidratează păr un pic mai bine. Așa că sunt curioasă ce am făcut, că v-am zis, eu experimentez prea mult cu părul meu, dar încă n-am găsit formula perfectă.
să-mi placă și cum arată în totalitate și să fie și rapid și ieftin și toate cele. Dar mai încerc. Probabil o să vă arăt mâine la lumină naturală cum se vede, că acum mai târziu mă duc să mă spăl pe cap și să mă duc la Rani probabil în curând. Da, ne auzim pe mâine. Bye, bye! Am venit noi două la brunch, ca fetele, și ne mai întâlnim cu încă o prietenă. Da, bravo, bravo! Ne mai întâlnim cu o prietenă și cu băițelul ei. Și am venit la brunch, că este vineri. Și abia așteptăm să mâncăm ceva bun. Asta e Emma. Emma? Cucu! Da, mama! Emma! Is the food good? Emma! Yummy! Cine vine la mama? Hello, puiul meu! Dragostea lui mami, scumpă mea! Da, mama! Uf! Uf! Uite așa, așa! Zicem o seară așa cozy. Am pus șemineul de pe Netflix pe televizor și brăduțul e luminat și lumina e difuză și stau cu Emma pe aici să se joace un pic. Da, am fost la brunch cu o prietenă și cu Emma și cu băiețelul ei și a fost tare drăguț, am mâncat niște eggs Benedict foarte bune. Da, Luna, si, tu ești aici. Să ne jucăm? Imediat ne jucăm. Și pe drum înapoi Emma a dormit în mașină, dar astăzi am reușit să o mut în pat, fără să se trezească. Ce faceți acolo voi? Drăguțele! A, și așa îmi arată părul. După ce l-am vopsit aseară, îi așa mai ombre, mult mai închis la rădăcini și pe lungime. E un pic mai închis, dar nu a ieșit așa de închis pe cum mă gândeam că o să iasă. E un blond așa destul de cenușiu, dar îmi place. Îmi place cum a ieșit. În lumină naturală se văd totuși un pic de tot roșiatice rădăcinile, dar e ok, e foarte acceptabil. Și da, am reușit să o pun să continue să doarmă în pat și a dormit aproape 2 ore de când a dormit în mașină, ceea ce a fost super, așa că skipuim următorul somn, deja e aproape 6 ceasul. I-am dat să pape, am făcut niște paste cu sos de roșii și cu cașcaval și cu cremă de brânză, așa ceva super, super rapid, că nu aveam nimic făcut. Trebuie să mă concentrez să, nu știu, ori să-mi fac meal plan, ori să fac ceva cu mesele, că nu sunt destul de disciplinată. Dar da, e un pic stresant cu mâncarea pentru Emma, că trebuie tot timpul să fac ceva. Da, și apoi de la 4 am avut ședința de terapie. A stat Horia cu Emma. Noi încă facem fiecare, dar separat, dar cu aceeași terapeută. Din Timișoara, pe Skype, facem ședințe. Eu fac la 2 săptămâni. Și am povestit tot felul. Și m-a obosit un pic ora aia, mai ales că era destul de cald în cameră. Și acum petrec eu un pic de timp cu Emma și ne jucăm pe aici. Și să vedem ce facem mai pe seară. Luna, ce faceți voi acolo? Vă jucați? Ai seamăți de mami? Te joci cu Luna? Te joci cu Luna, puiuță? Și am un plan și să mă duc la Nodi seară. Că săptămâna asta am fost doar o dată. Trebuia să merg și miercuri, dar n-am mai avut timp. Că m-am pus să fac tortul pentru Horia. Și o să mă duc în seara asta, deși sunt super obosită, știu că o să-mi prindă bine. Și mâine avem ședința foto în Brighton. Și da, o să fie drăguți. O să vă luăm cu noi. Îți place șemineu, mami? Îți place cum arde focul? Da, foarte plăcut. Simți cum vine căldura? Da? Bei singurii cu apă cu cănuțau? Aproape. Așa. Exact. Așa, așa. Numai că ai vărsat deja toată apa.
Asta, bravo! Excelent, Emma! Excelent! Așa, așa, așa. Așa se bea apă, da. Numai că din partea cealaltă. Stai, Luna, jos. Așa, mami. Ai găsit gaura? Acolo e, da. Numai că nu mai e apă înăuntru. Nu mai e apă înăuntru. Ai vărsat-o pe tine mai înainte. Ce face, ma? Bei pastele? Vrei să bei pastele? Cu bolul, cu tot? Da? Dar nu prea curg, așa-i? Nu prea curg pastele alea. Oh, așa! Așa, te-ai descurcat. Foarte bine! Așa, nu mai ai nevoie de bol, așa-i. Da, vine Luna să curețe. Așa, mă. Este sâmbătă. Aseară am mers într-un final la not. Mi-a luat multă putere de convingere proprie să mă duc. Era să nu mă duc. Că mă luase lenea și oboseala. Dar mă bucur foarte mult că am mers totuși. Că mi-a prins foarte bine. Și mi-a plăcut, deși e destul de frig afară. Erau minus 3 grade când am plecat de acolo. Și a fost un pic frigos, dar e ok. Astăzi n-am făcut încă mai nimica. Mic dejun, prânz, primul somnic. Și urmează să mergem să mă pregătesc, să ne pregătim pentru ședința foto. Vreau să mă machiez un pic așa mai intens pentru fotografii. Să-mi fac un pic părul. Nu știu dacă să-mi fac un pic de bucle sau să îl las așa mai drept. Nu mai gândesc. Mă gândeam că poate Emma trage al doilea pui de somn în mașină până acolo, până în Brighton. Că ar fi jumătate de oră, ar fi numai bine. Și da, cam astea sunt planurile. Și am uitat să vă zic că luni, Doamne ajută, merg la concert Blue. Eu am fost mare, mare fană Blue când eram adolescentă. Aveam postere pe pereți. Și știam toate versurile și încă le ascult, că le știu versurile și îmi plac melodiile. Și ei sunt o formație englezească, britanică, care s-au despărțit acum vreo, nu știu, vreo 15 ani. Și s-au recuplat de curând, anul trecut. Și merg în turul Marii Britanii. Și vin și în Brighton aici, la 2 pași de mine. Și am zis că trebuie neapărat să merg să-i văd. Să mă distrez un pic, merg cu o prietenă de-a mea. Și mi-a fost foarte ciudă când ne-am ratat, când am fost în România în concert. I-am văzut la televizor doar, nu știam că vin în concert. Bine, mi-ar fi fost și greu să merg, că aveam, nu știu, 12, 14 ani, ceva de genul. Nu, poate 14, 15, 16, nu mai știu exact. Și concertul era la București, nu prea mi-ar fi fost așa ușor să merg, dar na, acum mi se îndeplinește visul din adolescența. Da, și o să vă arăt și vouă câteva imagini, filmulețe de pe acolo. Și voiam să vă arăt ce surpriză frumoasă ne-a venit astăzi prin poștă. Am primit de la o fată drăguță care mă urmărește pe Instagram, ce are această mică afacere cu produse personalizate din lemn. Ea ne-a mai trimis în jurul Paștelui câteva chestii super drăguțe. O să vă arăt, o să vă pun câteva poze pe ecran. Și acum ne-a trimis așa ca și surpriză chestiile astea foarte faine. Sunt ornamente de pom. O să le punem în brăduț. Și sunt super, super drăguțe și îi mulțumim din suflet. Am reușit să-mi fac niște bucle și un machiaj așa cât de cât de poze. Nu-i grozavă lumina. Și să vă arăt cum am reușit să fac asta. Ce i-am dat Emei cu ce să se joace pe aici. I-am dat două cutii cu machiaje și cu oje. Și asta cu mințică. Și s-a jucat. Da, mamă! Și acum urmează să te îmbrăcăm și pe tine frumos, frumos. Și pe tine, Luna. De fapt, pentru ea avem o scardă. Cu o fundiță. Ai, și mor de cald. Ah, nu știu, că parcă după
Încă de după sarcină sunt mult mai călduroasă. Transpir mai mult și mai repede. Și mă disperă. Dar ce să facem? Da, uite așa, asta și s-a jucat pe lângă mine. Cât timp eu m-am machiat. Bine că mai făcea ture și prin cealaltă cameră. Dar avem acolo, am pus o portiță din asta. Unde e? Acolo. Să nu poată să treacă la scări. Și cât de cât în siguranță. Ce faci, Luna? Ce faci, Luna? Tiki! Tiki, tiki, tiki! Da! Emma, Emma, where is Luna? Cuckoo! Emma! Ah! Asia, Asia! Wow! Tiki! I'm looking up to it. It's not interesting. It's working, yeah. Exactly. Wow, what is this? Fly thing. Wait, Luna. Good girl. Emma. Emma. Doggy. Good girl, Luna. Ah, take his bun out. Take his bun out. Emma, woof. Luna, foto. Foto, Luna. Luna, foto. Foto. Specially trained photo dog. Yeah. We took so many photos. What? Wow. Wow. Hello. Da, mai povesti cu voi ieri. Da, mama, sită. Sită, sită, sită. Oh, draga mea scumpă. Emma, hello. Cine frumoasa? Cine frumoasa ta, mama? O, ce este? Da, ce este? Vrei să iei jucăria lui Luna? Iei jucărica lui Luna? Apa. Hello, n-am mai povestit ieri, dar v-am pus niște imagini de la ședința foto. Până la urmă am ajuns cu întârziere, dar am ajuns și Emma și-a pornit televizorul. Se și-a făcut telecomanda și a apăsat pe ceva și a pornit pe desene, nu știu cum. A reușit? Noi deocamdată nu o lăsăm să se uite la desene, nu îi punem noi în special. Și nici noi nu ne uităm când suntem cu ea, nu ne uităm la nimic. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Send ears and mouth and nose. Knees and toes. Dar da, mă las două minute până vorbesc cu voi. Hopa! A fost frumos, a fost intens la ședința foto pentru că era doar jumătate de oră, cred că am stat un pic mai puțin pentru că am întârziat și trebuia să eliberez apartamentul, doamna fotograf. Și dacă sunteți în zona asta de sud, ea este în Brighton, dacă sunteți prin apropiere și aveți nevoie de fotograf, vă recomand că e tare drăguță. Și pe aici din ce m-am mai uitat pe internet, pentru photoshoot-uri de genul acesta, majoritatea fotografilor folosesc backdrop-uri din acelea, o poză printată din aceea mare și stai în fața ei și faci poze. Dar cum tot văd prin România și îmi place foarte mult, sunt apartamente sau una camere total amenajate, cu decor peste decor, tot felul de variante super super faine și pe aici nu găsești așa ceva. Și așa a zis și ea că în Ucraina tot așa se poartă, tot așa este moda și a vrut să facă ceva similar aici. Da. Este o tipă ucraineancă, a plecat, din cât am văzut pe Instagram-ul ei, a plecat în februarie din Ucraina și a ajuns până în Anglia, nu știu, de câteva luni, s-a relocat aici și n-a încercat să-și facă un renume ca fotograf.
Așa că o să vă las Instagramul ei în descriere, să o contactați direct dacă sunteți prin zonă și aveți nevoie de servicii. N-are nici prețuri extrem de mari, adică pe aici, din câte am văzut, sunt prețuri chiar mari și apoi plătești pentru fiecare poză digitală foarte mult. Și ea mi se pare că e chiar raport calitate-preț destul de bun. În fine, și a venit la ședința foto și o prietenă de-a noastră care locuiește în Londra acum, ea locuia în Brighton. Lucram la aceeași firmă și ea a plecat în Londra și nu ne-am văzut de foarte mult timp, așa că am invitat-o pe la noi. A stat și peste noapte și a venit chiar acolo la ședința foto, ne-am întâlnit și ne-a făcut și ea câteva poze și filmulețe și de-aia am putut să vă pun și vouă. Și după aia am venit acasă. Inițial ne gândeam că o să mergem la cină cu toți împreună, dar Emma era foarte obosită că nu dormise ultimul, al doilea somnit. Am crezut că o să doarmă pe mașină până acolo, nu a dormit și eram un pic stresată că o să izbucnească de oboseală chiar la ședința foto, dar spre surprinderea noastră a fost foarte drăguță și impresionată așa de decor și râdea și zâmbea și a fost super, super fain. A dormit pe mașină înapoi spre casă și ori au rămas cu ea să doarmă și eu am mers cu prietena asta în oraș să mâncăm la un restaurant spaniol cu tapas și am mâncat bine, 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 n-am filmat, am uitat să filmez pe acolo. Și am mai stat cu ea la povești până mai târziu, de dimineață am făcut pancakes și am mâncat împreună și apoi ea a plecat. Și acum este deja, nu știu, aproape 3 ceasul, am făcut și un risotto, am mâncat cu toții și prânzul deja și Horia merge iar la gară să o ia pe altă prietenă care vine să stea cu noi câteva zile. Prietena noastră bună, Geta, poate ați mai văzut-o pe aici prin vloguri că am mai călătorit împreună. Uai, nu cred! Ninge! Ninge afară! Ia, stai. Întrerupem programul artistic să scoatem spiritușul la zăpadă. Ninge, 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 ninge. Îți place, puiuțu? Vezi cum ninge, mama? Pică apă înghețată din cer. Da! Ninge! Cum e, mami? Wow! Wow, wow, wow! Ce-i aia? E zăpadă? Îți place? Cum e, iubirea mea? Wow! Și Luna face ture! E prima ta zăpadă, mama? E micică? Iubita? Da, și rece pe jos. Foarte rece, da. E înghețată, mami, e rece, rece. E foarte rece pe jos. Da, iubirea mea. Așa. Că mică. Ninge, 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 ninge. Iubirea mea. Uite ce frumos ninge! Hopa! Hopa! Așa de mult a nins! E totul alb! Wow! Wow, wow, wow! Cum e, mama zăpada? Îți place? Da! O prins pe Luna! Hai, da, o prins pe Luna! Haideți, haideți! La zăpadă! Da, frumos! Da, frumos! Așa, 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 așa! Iubita mea! Bim doggy! Fugi de căței! Ia uite ce de căței! Ce de căței!
Au! A fost super, super fain, Carniz, și am experimentat prima zăpadă cu Emma, a fost așa special și era fascinat, așa se uita în jur și atingea zăpada și plăcea cum picau fulgii pe față și pe nas. Singurul lucru ce mi-a plăcut când o lăsam pe jos și încerca ea să meargă în patru labe, îi înghețau mânuțele. Și nu i-a plăcut deloc senzația și începea să plângă să o iau în brațe. Dar a fost foarte fain. Și astăzi trebuia să mergem la grădina aceea iluminată de Crăciun. Dar e la vreo 20-25 de minute de noi. Și mașina noastră are cauciucuri de vară. Deci nu este lege să pui cauciucuri de iarnă iarna. Și Horia s-a dus să o ia pe Geta de la gară și a testat frânele. A zis că a băgat viteză și a încercat să frâneze brusc. Și destul de greu prind frânele, adică i-a luat mult timp mașinii să se oprească. Și în plus, prin curbe, cu viteză, se cam duce fundul mașinii. Și drumul până acolo nu era doar pe autostradă, era și pe drumuri în astea mai înguste și am zis că mai bine să nu riscăm. Era și pe noapte, plus că pe acolo sunt alei, în grădina aia sunt alei destul de înclinate unele, ar fi fost un pic periculos și cu căruciorul pe zăpadă și am decis să nu mai mergem. Deși luasem biletele și am sunat să le schimbăm, nu s-a putut, deci am pierdut biletele, dar asta este. Am ales să fim în siguranță, așa că atunci când a tras Emma al doilea pui de somn cu Horia, am tras și eu un pui de somn. Mi-a prins așa de bine că eram așa de obosită când am venit de afară de la zăpadă, așa am opleznit o cădere de energie. Și am dormit o oră și jumătate. Mi-a prins foarte bine. Și da, am mai stat pe aici. Emma s-a culcat destul de târziu pentru că s-a trezit la 7 din al doilea somn. Foarte târziu. A dormit 2 ore și... și... Și a trebuit să o lăsăm să-și mai consume energie. Am făcut băiță și s-a culcat o Horia pe la 10 și ceva. Am mai stat cu Geta la povești, ne-am uitat la Harry and Meghan, la documentar. Și acum mergem la Nani. Și sperăm mâine să se încălzească și să topească zăpada, că e concertul. Pentru asta au și venit. Ea locuiește în Polonia acum, că e detașat acolo cu serviciul și a venit, bine, și pentru un Christmas pare, dar a venit și pentru concertul ăsta. Tocmai din Polonia să mergem împreună și... Da, n-ar fi chiar super dacă l-am ratat, dar asta este. Aici oricum când ninge un pic totul ia razna, se opresc trenuri, nu mai circulă mașini, zici că nu mai știe nimeni să conducă, că nu se obișnuie cu zăpada, dar măcar ne-am bucurat de zăpadă și mi-a plăcut așa mult, nu mi-a venit să cred că experimentăm chestia asta. Cu Emma nu mă așteptam să prindem zăpadă, mă gândeam că abia la anul, peste 2 ani, o să mergem cu ea la munte în România și o să vadă zăpadă și până atunci trebuie să așteptăm, dar se pare că am primit mai devreme zăpada și a fost super fain, așa că nu sunt chiar așa, nu sunt foarte supărată că am ratat grădina, dar da, vedem ce mai facem mâine și sper să mergem la concert. Și lunicica s-a distrat foarte tare în zăpadă. I-a plăcut foarte mult, a alergat de colo-colo, peste tot.
cu zăpadă pe nas. Da, ți-a plăcut foarte mult, așa? Foarte, foarte, foarte mult. Da. Good girl. Da, așa că ne vedem pe mâine. Bye, bye. Da, haide! Haide, haide! Opa, zi! Tati acolo să te prindă! Haide, mama, opa, zi! Mai poți? Mai patru trepte mai ai! Hai, mama, hai să mergem, bravo! Super! Bravo, puiul meu iubit! Te-ai odihnit un pic? Ți-ai mers mai departe! Haide! Așa? Așa, mama! Dragoste! Wow! Ai prins-o! Faci tu chiți, chiți, chiți! Faci chiți, chiți, chiți! Uite cum mânca. Yummy. Merge la concert. Nu ne-a ținut, nu ne-a ținut pe noi zăpada în casă. Bine, s-a topit destul de bine. Și-a fost foarte ok pe drum și am ajuns în Brighton. Și acum vedem deja mulțimea cum așteaptă la intrare. Și mergem și noi. N-am mai fost la un concert din 2019 de la Celine Dion. Yay! Am ajuns! Degete. Da, mânuță. Îl va pe ursul polar. Așa, așa, așa. Dragoste. Wow. Picat? Ciu? Suca mea. Uuuu.
Ha 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 ha!